Bună băieți, bine ați venit la noi. Bună Rareș. Salut. Bună Răzvan. Te-am găsit. Pentru că nu ne cunoaștem încă foarte bine, mă gândeam să apelez la o întrebare despre vreme. Cum ați petrecut de furtuna asta? Eu am dormit foarte bine. În fine, noi stăm în sudul Bucureștiului și mai exact în Popești. Acolo aparent n-a ajuns ciclonul. Suntem siguri, mama, suntem bine. Safe. Da, am dormit. Eu am dormit, după care m-am trezit și am citit puțin și m-am uitat afară. Am văzut că nu plouă și cam atât. Am trecut pe lângă voi, furtună. Da, când m-am trezit am postat ceva pe Facebook, eu eram... Asta a fost și după aia, în fine, mi s-a zis că mai prin centru a fost niște probleme, da? Citisem undeva că voi, când erați mai mici, erați atrași de materiile mai exacte, matematică, tu, Răzvan, parcă ai fost la liceu de mate. Cum se face că ați ales în final muzica și nu ați mers spre zona mai exactă? Nu știu să-ți răspund exact. Așa a fost să fie, da, într-adevăr, când am dat la liceu, am dat la Mate Info cu engleză. Și vreau să, nu știu, mă gândeam să urmăresc o carieră în programare, ceva informatică, dar după aia mi-am schimbat un pic planurile și m-am transferat la un liceu cu profil vocațional și am făcut muzică și cred că a fost mai bine așa. Nu știu cât de bun informatician aș fi fost. Influențat cineva în sensul ăsta sau a fost doar... Pasiunea asta pentru muzică crescuse și începusem să petrec foarte mult timp ascultând și cântând și... nu știu, activități din domeniul ăsta și renunțasem oarecum să mai studiez la mate, la info, eram deja începusem să iau note proaste. Așa că am zis că mai degrabă să nu mă chinui acolo și să fac, să fac ce mi-mi place. Pentru tine? Eu, nu știu, când eram mai mic, gen printre 6-7, cred, eram super atras de fizică, în special. Și eu încă îmi place fizica, de fapt, dar nu, n-am studiat, am de ajuns încât să fiu ok cu cunoștințele. Și când am dat la liceu, am dat direct la liceul de muzică, ceea ce a însemnat moartea a tot ce înseamnă materii exacte. So, da, așa that. E, că la profil uman toate materiile astea ies din... Da, ies din clasa 11, dar ele, de fapt, nu fuseseră niciodată acolo pentru... Na. Aprofundate. Da. Când ați avut primul concert și cum a fost? Trebuie să-mi amintesc. Nu știu exact anul, dar știu că a fost la un bal al Bobocilor, la Casa Sindicatelor în Botoșani. Și a fost la balul liceului meu. Și a fost drăguț. Cântam împreună de cât? O lună? Două? Făceam, cred că eram doar de cover, făceam doar cover, nu cred că aveam nicio piesă scrisă. Dar a fost foarte mișto. Știam publicul, au urcat la un moment dat pe scenă cu noi. A fost haotic. Colegi, prieteni. Exact. A fost mișto. Mai țineți minte după ce piese făceați cover-uri? Și că am făcut Kings of Leon. Era... Mi-am amintit care era piesa pe care s-au urcat oamenii pe scenă și anume Shall I Say It? Go on! Why not? Era de 8 martie, stai puțin. Era de 8 martie, da. Oh. Era, ți-am dat un inel de la holograf. There you go. Și acolo au venit toți oamenii și eu au cântat în cor ca în filmele indiene. Fără elefanți, data asta. Vă mai amintiți ce piesă ați tras prima oară într-un studio, profi? Stai să mă gândesc. Am tras clar primul EP, dar nu mai știu ce piesă am tras prima oară. Cred că Scântei. Cred că cu Scântei am început să explorăm ce înseamnă viața de studio, care e total diferită de ce ne așteptam. Adică noi nu văzusem niciodată un studio de dinăuntru, în afară de pozele de pe net și ne-am trezit acolo cu niște profesioniști care asta făceau zi de zi și cumva a trebuit să ne adaptăm la realitatea lor, pentru că realitatea noastră era altceva. Da, Scântei. Și a fost o experiență minunată. Am descoperit că în studio pot să explorez foarte mult, spre deosebire de, nu știu, live, unde și acolo ai oarecare... Nu știu ce se permite să explorezi, dar în studio e altceva. E timpul tău, nu ai nicio presiune. De care dintre momentele
frumoase din cariera de până acum v-ați bucurat cel mai mult și cum ați sărbătorit momentul respectiv? Nu știu, sunt multe momente în care ne simțim super ok. Trebuie să mă gândesc, nu pot să pun să arăt, uite, acolo a fost mișto. Primul a fost foarte tare, pentru că au fost emoțiile alea de prima oară pe scenă, cum te simți, cum te... Dar până la urmă fiecare sau ultimul concert avut e cel mai interesant, da, pentru că l-ai acolo. Da, nu știu, am avut, de exemplu, de asta ne e greu să răspundem, pentru că am avut și concerte cu public numeros care au fost bestiale, dar și concerte în care era public cât sunteți voi aici în studio. Și a fost la fel de mișto. Pentru că a fost ca și, ca și cum le-ai cântat prietenilor și te ascultă și... Mm-hmm. Uite, un concert foarte mișto a fost în București. Cum se chema locul ăla? Când a început să plouă. Și deci s-a luat... Da, Food Hood în centrul Bucureștiului. Și a început să plouă și s-a ars instalația, efectiv. Și lumini, nu mai vedeai, era seară. Și s-au apropiat oameni, cred că erau vreo 50 de oameni care au mai rămas în ploaie. S-au apropiat, am scos chitară acustică și am cântat acustic, cred că încă o oră, în ploaie acolo, știi? Și, uite, de exemplu, ăsta a fost un moment improvizat deosebit. Da. Ați făcut anul trecut un cover interesant după piesa Deliei, ce are ea. Nu am putut să nu observ elementele interesante din videoclip. Sticlele sparte de pe jos, ținuta ta, spre final un mashup cu Thunderstruck. Care e povestea cover-ului, a clipului? Da, cu o seară înainte auzisem piesa pentru prima oară și mi-a plăcut. Și... nu știu, a doua zi am zis, hai să facem cover-ul ăsta, aveam... Avusese un accident cu o seară înainte, avem niște rafturi puse foarte sus în bucătărie, trăsesem de ultima farfurie, căzuseră alea de pe jos, dar ne-a fost prea lene să curățăm. A doua zi dimineață, când am intrat în bucătărie, era haos. Și am zis că hai să profităm de haosul ăsta înainte să strângem. Da, și nu știam exact ce să cântăm, adică nu știam dacă o să facem piesa asta sau altceva. Am ales piesa asta pentru că mi-a plăcut cu o seară înainte. Și... a fost semi-improvizat, de acolo a venit și nu știu de ce am cântat. N-are o explicație filozofică sau vreo legătură, pur și simplu așa spontan. A fost. Da, spontan. Și ținuta e o ținută lejeră de vară. Da. Domnișoarele, topless, eu. Dacă tot vorbim de muzică pop, aveți vreun guilty pleasure din zona asta? Nu neapărat dacă e guilty pleasure, știu că acum... Bine, nu e o piesă nouă, de la Nicki Minaj aia. Not guilty. Da, e o piesă nebună așa, de aia, Stupid Ho, care e cu basul ăla toată piesa. Da, mi se pare, nu, o piesă interesantă. Tu, Rareș? Sunt multe piese pop. Care ar fi guilty? Care ar fi guilty? Pe care o ascult pentru ne. Care n-ai să spui cu vinovăție. Piese de ascultat cu lanterna aprinsă. Nu știu, uite, acum vine în minte ultimul album de la Beyoncé, care nu e guilty pleasure, dar e mișto. Lemonade. Și mi-e place. Lemonade. Are multe stiluri pe albumul ăla, nu doar pop. Adică îmbină multe. Da. Piesele pop de pe Lemonade. Așa că să fii guilty. Da. A, și Taylor Swift nu ascultat și mi s-a părut mișto. I'm not guilty. Și ultima piesă? Nu. Care... am văzut că a scos o piesă nouă, dar n-am ascultat-o, nu știu. Nu știu. S-a făcut mult tam-tam cu videoclipul. O voi asculta. Știu că sunteți fani benzi desenate. Aveți vreun supererou sau vreun personaj negativ preferat? Clar ar fi Magneto, dar el nu e neapărat negativ. Îmi place, adică e printre supereroii mei favoriți, nu știu dacă e negativ neapărat. În anumite ipostaze. Da, uneori mai face și belele, da. Sau Apocalipto, tot din X-Men. Nu, rămân cu Magneto dacă îl priviți ca personaj negativ, dacă nu Apocalipto. Vă uitați și la filme care se fac după benzi desenate. Care e cel mai prost pe care l-ați văzut? Ăla cu... cum îl cheamă? Asta e Catwoman. Ma, e groaznic. Uitați-vă la Catwoman. Ăla vei? E groaznic, da. E cu... am uitat cum o cheamă. Nu, cu Halle Berry. E groaznic. O recomandare.
Ultimul din seria, mie mi-a plăcut foarte mult seria Dark Knight al lui Christopher Nolan. Și mi-a plăcut primele două, Batman Begins și The Dark Knight Rises, dar ultimul, what was that? Am înțeles. Asta, două bune unare. Dacă povestea trupei voastre ar fi prezentată într-un comic book, care ar fi personajele pozitive, care ar fi cele negative și un pic din plot, dacă puteți să vă imaginați. Deci ne-a luptat cu drumurile naționale din România. În primul rând, asta ar fi cea mai mare dușman. Personaje pozitive, nu știu, am fi protagoniști categoric, că se cheamă benzile sale noastre, da? Așa. Asta ar putea fi, știi, cum merge noi și cum vezi într-o dată o groapă, știi, la 100 la oră și e așa o groapă și te folosești super puterea de oboseală de 6 ore de cântat și să direct. Da. Deci voi ați fi personaje pozitive și groapele personaje. Da, așa că m-am gândit. De fapt, nu, super eroul ar fi mașina noastră care ne-a salvat de la multe pericole. Mm-hmm. Și skill-urile de făcut. Bineînțeles. Asta, mai ales. Special. Alt dușman ar putea fi niște cutii foarte mari cu scule pe care trebuie să le cărăm pe noi și pe care noi le-am intitulat sugestiv morți. Pentru că au 120 de kg o singură cutie. Alea ar putea fi o provocare și acolo chiar trebuie să ne folosim superputerile de a chema prieteni să ne ajute. Și în general mai sunt la unele scene, la festivaluri, dar nu, adică în puține cazuri, oamenii care se ocupă de scenă, gen, se numesc tehnici. Da. Și în unele cazuri nu sunt cei mai buni tehnici, știi? Și ar putea să fie villain, știi? Kryptonite Sparks încearcă să cânte, își pun toate sculele pe scenă și după aia sunt într-un colț. Știți ce? Nu o să vă meargă astăzi clapele! Încercați, da? Da, și noi împreună cu Vlad, sunetistul nostru, încercăm să ne luptăm cu el și să rezolvăm problema pentru public care la sfârșit e... Da, foarte bun plotul. Și realist. Deci deja avem, cine ne sponsorizează, avem deja 5 episoade din The Kryptonite Sparks, The Comic Book. Donați. Așteptăm sponsori. Revenind la muzică, Adrian Despot va produs ultimul EP, 2, a doua undă de bruiaj. Cum a fost să lucrați cu el? A fost surprinzător de mișto. Aveam, știu, imaginea asta lui, știi, de o... Nu știu care e imaginea lui ăsta. Da, eram un pic mai distant, mai știi, dar asta s-a rezolvat foarte repede și... Am descoperit că e unul din cei mai profesioniști oameni din industria muzicală, cel puțin, deci din cât am întâlnit până acum de departe. Ne-a ajutat foarte mult cu ceea ce înseamnă gândire obiectivă și de perspectivă și de deasupra, pentru că noi, fiind și compozitori și deja cântasem piesele alea de 1000 de ori, le știam subiectiv și le știam pe de rost și nu mai vedeam nicio schimbare, știi, le luam ca atare, astea nu se mai schimbă, așa sunt. Și aici a intervenit Adi și a zis, stai puțin, hai să facem așa, să mai facem așa. Bine, nu foarte mult s-a modificat la structură, poate puțin la interpretare, la nuanțare, la voce și, nu știu, eu zic că a ieșit super mișto. Și tot el a și mixat albumul, pentru că deja se atașase foarte mult de... piesă și am încercat să mixăm la altcineva și nu ne-a plăcut. Și a zis că stai că mixez eu și o să-l fac cum trebuie. S-a implicat și mai mult. Da, și a ieșit. Mersi, Adi. Veți colabora cu el și pe viitor? Aveți... Da, am colaborat și pe ultimul single, care se numește Ne Ascundem. Acolo am și înregistrat la studioul Vița de Vie. Și cel mai probabil o să colaborăm și pe viitor, pentru că ne-a plăcut și îmi place că suntem cumva pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește direcția sonoră. La ce lucrați acum? Suntem în, nu știu, perioada de compoziții, să zicem. Dar sună, zici că suntem Bach și avem peruși de alea albe și stăm la... Uite, un nou episod! The Kryptonite Sparks Try on Wigs. Da, corect. Da, compunem, nu știm exact în ce formă să apară următoarele materiale.
Deocamdată suntem noi între noi acolo în sala de repetiții și încercăm să coacem ceva nou. Din cuptoarele creației de Kryptonite Sparks. Se întâmplă uneori ca pasiunea, în momentul în care devine job, să se mai pierdă așa un pic din entuziasm, din bucuria cu care faci lucru respectiv. La voi cum e? Cum se împac lucrurile astea? Poate să fie muzica și pasiune și job în același timp? Cred că încă nu cântăm de destul de mulți ani încât să intervină chestia asta, încât să înceapă să intervină chestia asta, adică facem chestia asta din plăcere 100%. Da, ceea ce spui tu apare în momentul în care simți că nu mai faci chestii noi, știi, și simți cumva că le-ai făcut pe toate, dar asta e greșit, pentru că mereu în fiecare zi te confrunți cu ceva nou. Nu știu, ce să zicem, ce ar fi enervant e că trebuie să respecti, dacă vrei să fii profesionist, trebuie să respecti un program, nu mai poți să faci ca un hobby, dacă nu vrei să faci azi, e ok, faci săptămâna viitoare, dar fiind tratat ca un job, atunci trebuie să-l faci azi, știi? Dar, până la urmă, se descoperă și mâncând, și plăcerea și... Cum, adică e uneori enervantă chestia asta, dar pe de altă parte și ușurează foarte mult munca, știi, să fii profi și să faci chestiile la timp, îți ușurează munca de mai din viitor. Ați avut turneu în țară. Știu că ați cântat și în afara țării. Cum e publicul din afară? Da, Interplanetary Endeavor s-a numit turneu și... asta e când încerc să mă gândesc, în 20 ceva sau 30 de orașe am cântat. Am ajuns și în Bulgaria, în Serbia, în Grecia și în Franța. A fost un pic ciudat pentru că noi cântăm în română și a fost cumva bariera asta lingvistică, dar nu știu cum să zic, s-a dizolvat la un moment dat, pentru că și muzica noastră live nu are o formă concretă, e improvizată și de cele mai multe ori se schimbă și se schimbă imprevizibil și atunci captez publicului atenția cu ceea ce faci instrumental mai degrabă decât cu ceea ce spui. Bine, și linia melodică captează atenția, dar în principal când ești atent la linia melodică, ești atent și la versuri. A ieșit mișto, adică publicul s-a simțit bine. Ne gândim într-adevăr să facem un pas înainte și să compunem și în engleză, poate pe viitor. Nu renunțăm la compus în limba română, pentru că ne place și ne simțim că asta trebuie să facem, dar o să avem și câteva piese în engleză, tocmai pentru a oferi cumva o șansă de a se agăța de noi și publicului din afară. De a reține mai ușor. Exact, exact. Pentru că sunt într-adevăr mulți oameni care ascultă în prima fază lirica și după aia trec la instrumental sau... Da, mai la profunzime. Da, exact. Dacă ar fi să vă faceți cărți de vizită, cum se practică în mediul business? Ce ați scrie pe ele, fiecare în parte? Răzvan Diaconu, astrofizician. Și după aia asta e că trebuie să am mai jos să mai scrie ceva. Deci asta scris mare cu litere gold, scris de mână, Răzvan Diaconu, astrofizician. Nu, doctor Răzvan Diaconu, astrofizician. Și atât. Și pe spate eventual să fie o adresă, dar să nu fie foarte explicită. Sau o hartă cum e cu la pirați, știi, cu X și desenezi străzile și nu scrii nimic și pui un X acolo. Scrie Rareș Diaconu și după aia număr de telefon. Pentru că dacă ți-e... Știe numărul meu de telefon. Da, teoretic, dacă ai trebui să știe lumea cine ești, nu? Da, da. Dacă ai fi am înțeles ideea. Și în literă gold, uite. Ca să nu renunțăm de tot la tematică. Da. Multe dintre piesele care au devenit hituri de-a lungul timpului au fost compuse într-un timp destul de scurt. Voi ce părere aveți despre chestia asta? Dacă o piesă merge repede, e un semn că va fi hit? Nu știu, da, hai, răspunde. Nu, eu mă gândeam că nu știu dacă există o legătură directă între chestiile astea, cât de mult timp durează, cât să lucrezi la ea și cât de hit este. Adică, na, da. Nu există un hitometru. Și asta e interpretabil cu... Da, știu că, de exemplu, Golani și Golani Baciai, care la noi a prins destul de ok, a fost făcută de Răzvan într-o dimineață. Și atât.
Dar asta nu înseamnă că de asta a fost aprins bine. Da, nu știu cumva ce zici, dar nu e nicio rețetă. Adică sunt fabrici de hituri care, în care lucrează 50 de producători odată în studio și atunci toate rețetele știute se aplică și bam, iese hitul pe tavă. Dar sunt și artiști care lucrează la piese care le plac, nu neapărat gândindu-se la public. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău, pentru că tu până la urmă vrei să auzi ceea ce vrea artistul să audă și el, știi? Nu vrei să auzi ceea ce vrea artistul sau ceea ce crede artistul că ai vrea tu să auzi. Și atunci, nu știu, în cazul nostru sunt piese care au apărut, că le zicem că au apărut și că au venit ca peste noapte, hai să lucrăm, ne-a venit o idee, bla bla bla, și au ajuns foarte rău. Și sunt piese la care ne-am stors creierul mai mult timp. Nu știu dacă e neapărat o corelație între... Nu mă referam neapărat la mindset, că atunci când copii ai în minte să fie hit, ci mă refeream că, da, în momentul în care o idee bună vine atât de repede și toată deodată. Da, uite, la noi coincidența face că, să zicem, dacă ar fi Scântei și Ne Ascundem și Golani, astea au apărut destul de repede și destul de natural. Dar acum gândindu-mă, nu știu ce piesă n-a apărut așa la noi, pentru că la toate am simțit... Cred că la Scântei totuși am avut o pauză de o lună în care am lăsat un stand-by și că nu găseam bridge-ul ăla și la un moment dat ne-a venit și aia, da? A fost și prima pe care ați tras-o în studio. A fost prima piesă ever pe care am compus-o, da. De asta poate. Memories. Mm-hmm. Ce albume lansate recent vă plac? Din artiști de la noi sau din afară, nu contează. Am ascultat ăsta lui Lana Del Rey, care e foarte mișto. Nu știu ce am ascultat recent. Am ascultat, cum se cheamă, trupa aia din Germania. Bilderbuch. Un trupă foarte mișto de pop, oarecum. Interesant. Și atât nou, că în rest am început să-l explorez pe Bob Dylan. Deci, și el. El e foarte nou, din 1963-4. Dacă vă zice rare, da. A deschis Apple Music. Și am ascultat, stai puțin, am ascultat asta de la Queens of the Stone Age, asta de la... Noul album de la Queens of the Stone Age, noul album de la Foo Fighters, la Concrete and Gold, noul album de la Royal Blood, nu l-am ascultat, eu nu l-am ascultat. How did we get so dark? Asta de la Foo Fighters îmi place foarte mult. L-am pus într-o seară după ce am terminat repetițiile, la sala de repetiții. Și veneau piesele așa... hit după hit. Nu știu dacă le-au luat mult să le facă, dar oricum sunt faine. Ok, și să mai caut, că nu știu. Cum se cheamă ăsta lui McDeMarco? This Old Dog, al lui McDeMarco, scos anul acesta. Da, mult. Mult. Da, e generosă ca librărie. Da. Care era dream job-ul vostru când erați mai mici? Știți, clasica întrebare, ce vrei să te faci când o să fii mare? Prima mea meserie a fost să fiu actor. Dar nu știu să act. Așa că m-am făcut muzică. Și pe scenă e un artist. Da, nu, așa e, așa e. Nu, glumeam. Asta am vrut să fiu când eram mic, actor, și după aia cred că am vrut pompier și după aia... Polițist, clar. Calea aia. Nu, știu că actor asta, că mă tot tachinează în mine, știi, că ai vrut actor, ai ajuns aproape. Ai ajuns aproape actor. Dar nu mai țin minte care a fost primul job pe care am vrut să-l am, dar știu că când eram într-a 8-a, era obiectul la educație tehnologică și nu știu de ce vorbeam cu profa de tehnologie și eu îi ziceam că o să mă fac informatician și o să stau acasă și o să muncesc la birou. Nu trebuie să faci neapărat asta, dar... Și ea mi-a zis că nu, nu o să te faci asta, o să pe tine te văd plimbându-te și nu știu ce. Și parcă a fost profet, doamna profesoară, pentru că asta facem acum. Și care e dream job-ul acum? Muzician la The Kryptonite Box. Deci, chiar aș vrea să zic că we are grateful, știi, pentru chestia asta, că nu pot să vreau mai mult decât să
decât ceea ce facem acum. Deci tot ce putem să ne dorim e să reușim în ceea ce facem și să ajungem la cât mai mult public și cam atât. We have the dream job that we want. Da, e, dar chiar e job pentru că e o chestie la care trebuie să muncim tot timpul și să învățăm lucruri noi tot timpul ca să iasă piesele mai bune, să fie sunete noi, chestii noi tot timpul. Dacă ați lucra la radio, ce piesă ați pune după buletinul de știri? aș pune o piesă populară foarte rapidă, întreabă deci dimineața la 7, când deschid oamenii radio, aia se audă. Deci aia cred că i-ar trezi pe mulți cu zâmbetul maxim. Depinde cum e buletinul de știri, că gen dacă e... Ar mai putea să pui în funcție de stare, știi? Dacă se anunță o furtună, să pui... Asta închipuiți pe asta. Da. Deci merge în orice situație. Victimele din urmă, bla 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 bla. Și după aia începe piesa asta, știi? Da. Ce v-ați dori să simtă publicul care vă ascultă muzica? Nu știu, asta e... N-am putea să ne dorim nimic pentru ei, pentru că sunt sentimentele lor. Pot să vă zic ce simțim noi când ascultăm altă muzică, spre exemplu, cum zicea Rares de Foo Fighters, simțea că parcă curgea totul, parcă era fluid. Deci, știi momentul ăla când se ridică părul de pe spate și mâini, uite, e un sentiment frumos pe care îl simțim când ascultăm o muzică care ne place. Nu, așa e că nu poți să... zici ceea ce vrei să simtă publicul pentru tine, pentru că fiecare simte ce simte în momentul respectiv. Nu știu, de multe ori muzica poate să te facă să-ți dea motivație, să poți să faci ce vrei tu să faci sau să te ridice din pat. Alte ori te face să stai în pat și să te simți foarte bine. Da, uite, de exemplu, asta e curios, pentru că, de exemplu, deci unii oameni, când sunt triști, ascultă muzică tristă. Nu. Alți oameni când sunt triști ascultă muzică să-i scoate din starea asta și e total... Pe cumva muzica tristă când ești trist e ca o păturică pe călduță, așa. Da, da, adică te ține în starea aia de tristețe, știi? Adică aș recomanda cumva să te scoate, nu de acolo. Să... Asta e doar dacă ești un pic masochist și vrei să rămâi acolo, stadiul ăla trist. Nu neapărat, nu, nu. Spuneam doar că percepția muzicii e diferită de la persoană la persoană și fiecare are dreptul să asculte și să simtă ce vrea. Vă mulțumesc mult pentru interviu și dacă aveți un mesaj pentru public de încheiere. Da, dacă tot ne-ați ascultat așa de mult, intrați pe site-ul nostru, cryptonespace.com și acolo găsiți foarte multe informații. Urmează să lansăm o nouă serie de merch. De asemenea, suntem foarte activi pe Facebook și pe Instagram, așa că dați un like sau un subscribe sau un follow. Pupăm!